Dislocați de mai bine de 6 luni în baza militară aeriană Kandahar, militarii Batalionului de Protecție a Forței Vulturii Carpaților execută misiunile ordonate, asigurând zi și noapte securitatea bazei și protecția Forței de Coaliție pentru a permite executarea operațiilor de instruire, consiliere și asistență a Forțelor Naționale Afgane. Misiunea militarilor mușceleni se apropie cu pași repezi de final. Deja în baza militară Kandahar din Afganistan au sosit camarazi din cadrul companiei Protecția Forței Șoimii Carpaților, cei care vor asigura misiunea în continuare. Este o misiune de importanță deosebită din prisma faptului că în ziua aceasta introducem noi comandanți de la Șoimii Carpaților, mă refer la comandul de batalion, comandul de companie și comandul de pluton, către liderii cheie de la comandamentul acestui district. Șoimii Carpaților m-au impresionat încă din primele zile în care au sosit pe baza militară, dar prin profesionalismul de care au dat dovadă, am avut surpriza să constat că unul dintre comandanții companiei are cunoștințe de limba paștună, un aspect în care sunt sigur că îl va ajuta foarte mult în conductarea cu partenerii afgani. Până la finalul lunii august, în serii diferite, militarii de la Câmpul Lung vor ajunge acasă, pentru ca în luna septembrie să poată rosti împreună misiune îndeplinită. Militarii care vor prelua misiunea pentru următoarele 6 luni desfășoară în această perioadă activități în comun cu militarii mușceleni. Pentru colegii noștri vulturii, așa că între cei care zboară la înălțimi, vulturii și șoimii, le mulțumim pentru tot ce au făcut aici, le mulțumim pentru ajutorul care ni l-au dat de perioada împredării primirii. Le urăm un drum, să aibă un drum bun acasă, să se întoarcă sănătoși. Vor fi întotdeauna, să zicem așa, vom fi batalioane surori, ținem unii la alții și le urăm să ajungă cât mai bine și sănătoși acasă. Militarii mușceleni au plecat în Afganistan în luna februarie, misiunea lor fiind aceea de a asigura protecția forței din baza aeriană militară Kandahar și de a desfășura misiuni de instruire, consiliere și asistență a forțelor naționale afgane. În luna septembrie, pe platoul din Curtea Unității, sunt așteptați, să spună cu toții, misiune îndeplinită.